drumuri de farmec pline eu port Dunărea în mine mereu. Mi-o amintesc de mult din copilărie, cântând câte o melodie și-o ascult. Sponsor Gold Catena, farmacia inimii care în timp a devenit farmacia tuturor românilor. Mulțumim foarte mult sponsorului Gold, care este alături de noi de la început. De la început a susținut acest eveniment. Are milioane de clienți mulțumiți, fericiți, fideli și se implică de asemenea în campanii de anvergură pentru informarea populației, pentru a promova sănătatea în rândul seniorilor din România și nu numai. Cu voi când stau, iubiți prieteni, eu dorul mi-alin, iar cerul vieții mi se pare mai blând, mai senin. Cu voi trăiesc poezia, visări dulci ce azi au pierit. Tinerețea mea o regăsesc lângă voi. Tinerețea mea o retrăiesc lângă voi. Anii trec în zbor, totuși, în ciuda lor, amintirile niciodată nu îmbătrânesc. Tinerețea nu oferă onoruri și bani, dar aveam pe atunci doar 20 de ani. Ori și unde m-aș afla, ori și ce s-ar întâmpla, tinerețea nici când nu o voi uita. Ce sentiment vă încearcă acum când sunteți față în față cu sute de oameni care v-au iubit și v-au urmărit seară de seară în acele vremuri grele pentru noi toți? N-au fost întotdeauna vremuri grele, au fost și perioade când programul de televiziune putea începe dimineața și să se termine după miezul nopții. Pe urmă, ne-a fost mai greu la cele două ore de program. Dar în rest, eu mi-aduc aminte cu mare plăcere și mai ales de emisiunile colegilor mei, foarte talentați și foarte, cum să vă spun, absolut minunați. I-am admirat foarte mult. Și îmi făcea mare plăcere să le prezint emisiunile. Era în fiecare săptămână seară de teatru, marți. Marți seara de teatru. Și o dată pe lună ecranizată o piesă românească de teatru. Atunci actorii s-au făcut cunoscuți în toată țara. Pentru că una este să joci numai la teatru și alta este să joci la televiziune și să te urmărească toți. Eu întotdeauna am vrut să devin actriță, de mic copil, dar nu am avut curajul să dau examen la teatru. Ce-o fi fost în sufletul părinților mei când au auzit că eu renunț la 3 ani de politehnică, mai aveam un an și jumătate și cu licența și aș fi ajuns ingineră chimistă și eu renunț la asta și mă duc la teatru. Să știți că nu m-au dojenit, m-au întrebat doar atât. Ești sigură că asta vrei să faci? Și am spus da. Vreau să-mi iasă din cap chestia asta. Și dacă nu reușesc, eu mă întorc la Politehnică. Și întâmplarea face să reușesc. Deși soțul meu nu vroia să aibă nevastă în teatru și ar fi vrut să termin Politehnica și să fiu ingineră chimistă. Vedeți, drum întortocheat. Destul de întortocheat. Deci vreau să fiu ingineră chimistă și nu sunt. Vreau să intru în teatru și să fac teatru. Am patalamaua la mână, termin teatru și nu fac teatru și până la urmă ajung la televiziune. Îmi permit să dezvălui cum îl consider pe Nicolae Țăranu? Cum? Ce-am zis? A zis, nu este soțul meu, este iubitul meu. Aolo, aplauze! Am zis asta? Asta înseamnă o relație frumoasă de dragoste. Care este secretul longevității unei astfel de povești de dragoste, Sanda? Cred că secretul este să nu te plictisești.
să găsești întotdeauna în partener sclipirea aceea de inteligență, de sensibilitate, de umor, de emoție, de umor, asta, deci întotdeauna să le găsești în partenerul tău, să nu-ți fie indiferent. Și atunci nu te vei plictisi, și știți că nu m-am plictisit deloc de el, mai ales că el citea foarte mult. Știți ce-mi lipsește mie acum? Când sunt uneori, nu sunt în casă cu el și el, când era în lumea noastră și când mai citea sau mai însăși treaba lui ce făcea. Și eu eram la bucătărie, venea după mine și îmi spunea, venea cu o carte sau cu o revistă sau cu un ziar sau cu poezie. Și îmi spunea, trebuie să citești asta. Și îmi dădea numai un fragment, o pagină sau nu toată cartea. Mă înțelegi? Numai, trebuie să citești asta. Și după ce citeam asta, comentam ce am citit împreună. Îmi deschidea și mie apetitul de a citi toată cartea sau tot articolul sau tot, știi, ca să ajung la paragraful acela pe care mă făcea să-l citesc. E, asta îmi lipsește mie. Trebuie să citești asta. Noi nu avem o finanțare de la stat, n-am avut niciodată. Tot ceea ce facem noi se întâmplă exclusiv din fonduri private, din fondurile care vin de la companiile private și dacă îmi dați voi, aș vrea doar să-i mai amintesc încă o dată, sigur a făcut-o și Mihaela, este vorba despre Catena, care este compania care ne-a fost alături încă de la început în acest proiect și nu ne-au lăsat baltă niciodată, cu toate că și pentru ei sunt poate vremuri complicate câteodată și nu pot susține pe toată lumea, însă le mulțumesc că au ales să creadă în acest proiect și că lună de lună îl susțin astfel încât noi să ne putem întâlni și mai mult decât atât seniorii noștri să vină gratis, pentru că nu plătesc nimic. Intrarea este absolut gratuită și astfel au acces cu toții la astfel de evenimente. Vreau să vă mulțumesc pentru această întâlnire cu publicul. Pentru mine este foarte important și pentru Nicolae era la fel. Adică pentru noi întotdeauna publicul a fost suveran. Vă mulțumesc! Sigur, Santa Țăranu era o prezență solară, frumoasă, elegantă, cu vocea aceea minunată. Eu n-am fost la ea în vizită la Breaza, mă tot invită, eu n-am ajuns, am fost însă aici pe la Piața Dorobanți unde stă, ați văzut imagini din casă, o casă frumoasă, cu obiecte de artă, păstrând în egală măsură amintirea, legenda soțului său, reputatul tenor Nicolae Țăran. Deci important este că ea rămâne în sufletul dumneavoastră, de-aia este sala plină. Mie mi se pare uluitor ca un om care nu mai apare pe micul ecran de decenii să facă o sală arhiplină și lumea să vină cu drag.